Brăzdați de greutățile vieții, zeci de persoane vârstnice au mai uitat preț de câteva ore de suferință, de problemele de sănătate și au asistat la un eveniment dedicat lor. Este vorba despre cei care beneficiază de serviciile Unității de Asistență Medico-Socială Părintele Arsenie Boca, acolo unde duminică de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, bunicii de aici au avut parte de multe surprize. Ca în fiecare an, bunicii din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială sunt sărbătoriți cu un meniu diversificat, printre care mititei, gulaș la ceaun și tradiționalele plăcinte pădurenești. Cu acest prilej țin să le urez un sincer și un călduros la mulți ani, multă sănătate, zile senine și viață lungă. Totodată doresc să îi asigur de tot respectul și sprijinul nostru pe toți cei care se află în grija noastră. Ca de fiecare dată, reprezentanții administrației locale au fost alături de seniorii urbei. Administrația locală al municipiului Hunedoara face tot posibilul ca bătrânețea dumneavoastră, perioada dumneavoastră asta de viață, să o duceți cât mai ușor și cât mai bine. Prin ceea ce face administrația, având dumneavoastră la dispoziție cadre medicale bine puse și perfecționate, atât medici cât și asistenți, încercăm să vă facem o a doua tinerețe, dacă zicem așa, să uitați de greutățile și necazurile care le aveți zi cu zi. Bunicii care locuiesc aici au fost foarte bucuroși că de ziua lor a fost organizat un astfel de eveniment menit să le mai aline din suferință și să le mai descrețească frunțile brăzdate de atâtea greutăți. La mulți ani, o zi deosebită astăzi, vă văd aici, e o frumoasă petrecere organizată. Da, e foarte frumos. Le mulțumim celor care au organizat în cinstea noastră a bătrânilor. Noi ce putem spune decât Doamne ajută-ne în continuare, Domnul e cu noi. Asta contează pentru noi, pentru că în primul rând Dumnezeu este și pe urmă noi. După aceea și domnii director, doamnele doctor, toți sunt super. Deci nu am comentarii de... E muzică frumoasă, servire frumoasă, aș fi vrut să fie și primarul aici. A făcut multe lucruri frumoase, asfalt, parcări multe, a făcut tot frumos. Sunt foarte buni, foarte buni și medici și directoarea și personalul care ne servește. Toți sunt de treabă. Atmosfera a fost întreținută de artiști de muzică populară care au bucurat audiența. Să cunoască lumea dragă cine a fost în